Da, ați auzit, da? Am auzit comentariile domnilor, am auzit și știrile pe care dumneavoastră le-ați prezentat. Sigur că pentru seniorii României fiecare zi contează, în condițiile în care, așa cum ați arătat și dumneavoastră, mulți dintre ei se împrumută de la o zi la alta pentru a putea face față greutăților vieții de zi cu zi. Ceea ce este important din punctul meu de vedere este că, de fapt, nu avem de-a face cu o majorare a pensiilor, ci de-abia cu o aducere a nivelului acestora la nivelul acoperirii indicelui de inflație. Mie îmi pare rău să spun, parțial. Dar... Da, și, acest, și, și sigur, desigur, parțial, nici măcar total. Guvernanții noștri, ceea ce... îmi pare rău să spun, dar guvernanții noștri fac un lucru inadmisibil, după părerea mea. Ei alimentează o speranță. Spunând, ieșind pe post, domnul premier, și spunând, de mâine se va întâmpla ceva, de mâine veți primi bani. Cred că speranța seniorilor noștri este alimentată în mod fals, pentru că, vedeți dumneavoastră, toate activitățile vieții de zi cu zi, inclusiv această distribuire a pensiilor, se face în raport de legislație, de, se încheie niște protocoale, da? Ei cunosc foarte bine ce anume protocoale au fost încheiate între Casa de Pensii și Poșta Română, pentru că la începutul știrilor am luat cunoștință de aceste protocoale. În condițiile în care tu știi sigur că această distribuire de pensii urmează să se facă după un anumit program, este inadmisibil din punctul meu de vedere să vii să spui mâine se va întâmpla, mâine veți primi bani, oameni buni. Aș vrea să răspund eu aici, pentru că domnul premier nu este.